Vali, Denis, coechipier la reprezentativa de tineret, la club, acum și la Naționala Mare a României. A venit timpul să fiți supuși testului colegilor. Sunteți pregătiți? Da. Cine este un pasator mai bun? Bun. Cine știe mai multe cuvinte în italian? Cine are viteză mai bună cu mingea la picior? Mașina cui este mai rapidă? Cine șutează mai bine la poartă? Cine are glumele mai bune? Cine ajunge primul la antrenament? Cu cât timp înainte? 2-3 minute, cred. Maxim 5, maxim 5. Cine ține mai multe duble pe picior? Nu recunoaște niciunul. Cine este mai ordonat în cantonament? Grea întrebare. Ăștia. La cine strigă mai des antrenorul de la Parma în timpul jocului sau la ședințele de pregătire? Așa des? Dacă ar fi nevoie să intrați în poartă pe finalul unui joc, cine s-ar descurca mai bine? Ați încercat? Nu. Cine are mai mari șanse să marcheze cu piciorul care nu este de bază? Cine petrece mai mult timp în sala de forță? Cine o să fie un antrenor mai bun după retragere? Și, în final, cine marchează golul victoriei cu Macedonia de Nord? Vă mulțumesc mult!